În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș dori să aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru adunare din textul programat în calendar, text care se potrivește cu vremurile în care trăim. Haideți să spun așa, se potrivește textul acesta cu ceea ce este nevoie pentru biserică și poporul Domnului. Vă invit să vă ridicați pentru câteva momente. Să deschidem Scriptura la 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 7 la versetul 12. Acesta este textul din calendar și asupra acestui text vom poposi în seara aceasta în câteva minute. 1 Timotei, capitolul 4, începem citirea cu versetul 7. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios. Căci deprinderea trupiască este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea, adică evlavia, are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales a celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Am numit mesajul din seara aceasta Evlavia, o comoară pierdută, cu semnul întrebării, Evlavia sau Godliness. Îmi place cum sună și în engleză. Mulți termeni nu prea se potrivesc așa cum ar trebui în limba română și în limba engleză, dar acesta se potrivește de minune. Evlavia, în limba română, Godliness, în limba engleză, este o comoară pierdută pentru vremea în care trăim și pentru bisericile Domnului. Haideți să definim evlavia după cum ne-o dă dicționarul, prima dată. După cum ne-o dă dicționarul, dicționarul limbii române. Așa definește evlavia. Sentiment religios manifestat în îndeplinirea scrupuloasă a practicelor bisericești, pietate, religiozitate, smerenie, cuvioșie, cucernicie, atitudine de respect și duioșie față de cineva sau ceva, pietate. Aceasta ar fi în linii mari definiția în limba română și o aveți și limba engleză. Evlavia a fost așa de importantă pentru apostolul Pavel și cred că și pentru Timotei, încât apostolul face afirmația că evlavia are făgăduința sau promisiunea vieții de acum pentru viața asta pământească și a celei viitoare. Evlavia îi folositoare în orice privință. Am spune în limba engleză, it pays to be godly. Se merită să fii evlavios. Ar trebui să te lupți să fii evlavios. Pentru că evlavia are făgăduință și pentru acum și pentru viața viitoare. Să vedem câteva beneficii ale evlaviei pentru viața de acum. Doar le trecem în revistă, n-avem timp ca să ne oprim la fiecare pasaj și să analizăm prea mult. Dar câteva din beneficiile pe care le aduce evlavia pentru viața de acum. Evlavia poate însemna o sănătate sporită. De ce? Pentru că omul evlavios e mai disciplinat, mănâncă mai sănătos, își face un program mai atent, se odihnește când trebuie să se odihnească,
Adică doarme când trebuie să doarmă, muncește când trebuie să muncească, e foarte atent cu programul lui. Și asta poate să-i aducă sănătate sporită. E benefic să fii evlavios pentru viața de acum. Alt beneficiu, stabilitate în relații. Omul evlavios va avea relații de durată, prieteni de durată. Nimeni nu-și păstrează relații cu oameni instabili, cu oamenii care nu știu ce cred, cu oamenii care nu sunt serioși. În 2 Timotei 3 cu 4 și 5, Tit 3 cu 10, Apostolul Pavel ne vorbește despre anumiți oameni de care trebuie să ne îndepărtăm, să ne păstrăm distanța, să rupem relația. Ăștia nu sunt oamenii evlavioși. Apoi, evlavia poate să aducă chiar și un beneficiu financiar, material, pentru că omul evlavios nu risipește, nu aruncă banii pe orice. E mai atent, are mai mare grijă, își pune întrebarea, oare am nevoie de lucrul ăsta, oare e necesar pentru viața asta, pentru relația mea cu Domnul? Categoric că el nu aruncă bani pe alcool. Știți că alcoolul este scump? Majoritatea dintre noi nu știm, numai dacă mai privim așa la prețuri când mergem la prăvălie, că n-am cumpărat niciodată. Dar e destul de scump. Tutunul este foarte scump și cred că s-a scumpit în ultimii ani enorm de mult. Nu mai știu și nu mă interesează cât e un pachet de țigări, dar e foarte scump, că îl taxează de-l omoară, la maxim, la maxim. Și bine ar fi să-l taxeze până când nu-l mai cumpără nimeni. Drogurile, am înțeles că sunt foarte scumpe. Și dintre tinerii care au scăpat pe această pantă, ei pot să mărturisească și să ne spună cum te ruinează o viață în care consumi droguri și cum te ruinează această patimă. Distracții neîngăduite și așa mai departe. Omul evlavios se depărtează de lucrurile acestea. Și pentru că se depărtează de ele, păstrează din munca lui, o păstrează în buzunar. Știți că oamenii credincioși, evlavioși, au mai mulți bani decât ceilalți. Uneori copiii și tinerii care au trăit în societatea asta se miră de unde au părinții bani. Mă, de unde au bani părinții? Că noi numai nu ne descurcăm nici cum. De unde mai au bani părinții? Că n-au tipografie falsă în basement, n-au fabrică de bani. De unde? Mă, cum se descurcă părinții? Cred că sunt oameni mai evlavioși, sunt mai atenți, sunt mai disciplinați și se merită și e un beneficiu. Dar haideți să ne oprim mai mult la beneficiile spirituale, la beneficiile pe care evlavia le aduce în ce privește viața viitoare. Evlavia zidește pe credință. Evlavia zidește pe credință și dacă putem să avem pasajele astea, 2 Petru 1 cu 5 la 7 și apoi Efeseni 2 cu 8 și 10, dacă putem să avem textele sus, m-aș bucura ca să le citim împreună. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Credința se unește cu fapta și apoi vin toate celelalte și evlavia parcă le cuprinde pe toate. Evlavia zidește pe credință. America e plină de oameni credincioși, plină de creștini. Cred că ați întâlnit homosexual creștin. Cred că ați întâlnit oameni care trăiesc în adulter creștini. Cred că ați întâlnit oameni cu țigara în gură creștini. Cred că ați întâlnit oameni care înjură creștini. Și noi ne punem întrebarea, mă, dar ce fel de creștin e? Păi el crede. Toată lumea asta vrea o credință ieftină care să-l pună în rai necondiționat, fără nicio restricție. Cum pot să ajung în rai fără să fac nimic? Se poate, doar să crezi. Crezi? Oh, yes, cred. Do you love Jesus? I love Jesus. Well, Jesus loves you. Aleluia. Și după aceea,
Păi, I have my own life. După aceea, fac ce-mi place. Evlavia zidește pe credință. Evlavia nu lasă pe om să fie doar credincios. Evlavia merge mai departe. Evlavia face din convertit ucenic. Dintr-un convertit face ucenic. Evangheliștii chemați de Dumnezeu să aducă convertiți la biserică sau să, în urma evangelizării, să câștige cât mai mulți convertiți. Oameni care se întorc din modul lor de gândire fără Dumnezeu la un mod de gândire după Evanghelie, să-i convertească, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să ne oprim la acest stadiu. Domnul Iisus Hristos și scopul Lui n-a fost ca în urma Evangheliei să rămână milioane de convertiți, ci milioane de ucenici. Ucenicul l-aș defini ca pe un convertit care trăiește în evlavie, adică aplică credința, trăiește credința, preia învățătura Domnului Iisus Hristos și o pune în practică. Nu rămâne doar la un nivel teoretic de credință. Deci credința, evlavia, zidește pe credință, continuă credința. Evlavia face din convertit ucenic. Evlavia confirmă credința sau dovedește credința. Dacă putem să avem și pasajele acestea sus din Evrei 2:4 și apoi din Iacov. Credința este confirmată, dragostea este confirmată, Evanghelia este confirmată, totul pe calea credinței este confirmată, nu-i doar teorie, totul este confirmat. Dumnezeu a confirmat sau întărit mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Evanghelia a fost confirmată, credința este confirmată. Iacov, vă rog, puneți Iacov 2 de la 17 în jos. Iacov 2 de la 17. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Adică nu e o credință confirmată, este o credință fără valoare. Acum iată un dialog interesant, retoric aici. Dar va zice cineva: tu ai credința, eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Arată-mi credința fără fapte. Păi cum s-o arăți? Cum s-o arăți? Credința nu-i materie. Păi de unde s-o scot credința? Măi, am credință. E ascunsă în inimă. Bine, mă, lasă-mă să o văd și eu. Unde ți-e credința? Iată dialog între doi oameni. Care din ăștia doi are credința bună? Care din ăștia doi evlavios? Mergem mai departe, următorul. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dracii cred și se înfioară. Auzi, dracii nu-s atei. Nu este drac ateu în lumea asta. Nu este demon ateu. Demonii cred în Dumnezeu. Ei au credință. Și se-și înfioară, se tem că vine pedeapsa. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte e zadarnică sau e moartă. Credința trebuie să fie confirmată. Exact cum e dragostea, exact cum e Evanghelia. Dragostea în familie e confirmată. Degeaba îi spui de dimineața și până seara, 24 de ore pe zi la soția, I love you, I love you, I love you, I love you, și nu dovedești cu nimic. Nu dovedești cu nimic. Dar îi spui: păi mă, bărbate, unde ți-e dragostea asta? E aici, în inimă. Bine mă, da, arată-mi. Dragostea trebuie să se dovedească, să se confirme cumva. Așa e și credința. Eu am ascunsă. Ceea ce ascuns în inimă, pus de Dumnezeu, e dovedit. Evlavia confirmă această credință. Te determină să o trăiești, să o împlinești, să o dovedești.
Evlavia, mai departe, dezvoltă omul spiritual, îl face să se asemene cu Domnul Hristos. Efeseni 2 cu 22 la 24, dacă putem să avem pasajul proiectat pe screen. Efeseni 4, 22 la 24. Evlavia dezvoltă omul credincios, îl face să crească, să se maturizeze și în fiecare zi să se asemene tot mai mult cu Domnul Hristos. Cu privire la felul vostru de viețuire din trecut, să vă dezbrăcați de omul care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Iată un început, iată nașterea, dezbrăcarea și îmbrăcarea, în așa fel încât să semănăm cu Cel care ne-a creat și Cel care ne-a înnoit. Noi în fiecare zi trebuie să ne asemănăm cu Domnul Hristos. Asta e identitatea noastră. Cred că revenim la acest subiect ceva mai târziu. Evlavia îmi purifică învățătura, îmi face curățenie în modul meu de a gândi despre Dumnezeu, despre Evanghelie, despre lume și viață. Mă ajută să îmi purific învățătura. 1 Timotei 6 cu 3, dacă putem să avem pasajul proiectat, dar îl am cred că aici. Dacă învață cineva pe oamenii învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic și așa mai departe. Învățătura ne duce la Hristos și ne duce la evlavie. Oricine predică o învățătură care nu-l duce pe om la evlavie, adică nu-l sfințește pe om, nu-l apropie pe om de Dumnezeu, învățătura aceea nu-i bună. Și noi în zilele noastre trăim într-o lume în care numai despre evlavie nu se vorbește. Între românii născuți în America, evlavie, ce evlavia? I don't care, evlavia mântuiește, credința mântuiește. Eu votez cu credința, eu vreau să ajung în cer. That's all I care about. Asta e singurul lucru care mă interesează. Evlavia îmi purifică învățătura. Evlavia mă ajută să înțeleg și să deosebesc lucrurile așa cum vrea Dumnezeu. Evlavia pentru societatea în care trăim a ajuns ca un păcat. Ca un păcat pentru societate și pentru unii credincioși libertini. E un pericol, este numită legalism. Tot așa cum termenul soț și soție o să ajungă în curând păcat. Probabil sunteți conștienți că ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2 săptămâni nu se oprește acolo. De acum continuă. Vă rog, urmăriți știrile și news-ul. Urmăriți știrile și informați-vă. Este bine ca să știm și să știți ce se întâmplă în afară, pentru că prin ceea ce se întâmplă în afară, Dumnezeu de multe ori ne vorbește nouă. Anul trecut în California, California e fruntea la toate prostiile din America, deci de acolo, ori pleacă din California, ori pleacă din New York sau din zona aceea de undeva. Ăștia sunt campioni în prostie. Scuze și iertare pentru cei care nu sunt de acord cu statementul ăsta. Dar în California, anul trecut, s-a semnat o lege, guvernatorul a semnat legea, anul trecut, nu anul ăsta, în care s-a scos din Constituție termenul de soț sau soție, adică husband and wife. Husband and wife, s-a scos din Constituție afară. O zis, nu trebuie să fie parte din Constituție. S-a scos termenii ăștia afară. Ok? Ca să nu ofenseze pe cineva. Pe cine poate să ofenseze termenul de soț și soție? Vă las pe dumneavoastră să trageți concluzia. Acum încurajați de hotărârea Curții Supreme, merg mai departe. Nu numai că vor să scoată afară, că nu mai au ce să scoată, au scos afară. În Constituția statului California nu mai este termenul de soț și soție.
husband and wife. Acum vor să scoată în ilegalitate termenul de soț și soție. Să nu mai fie legal să folosești termenul de soț și soție. De ce? Pentru că termenul de soț și soție e privit ca o insultă asupra altora și alții sunt jigniți. Și nu-i corect să produci jignire altora. Și trebuie să scoatem din vocabular. Nu știu dacă o să reușească, dar orice e posibil. Acum să luptă, încearcă să treacă o lege. Și dacă se dă în California, de acolo începe mai departe. Auziți până unde merge mintea omului? Să ajungă să fie ilegal. Și după părerea unora, acum nu ar mai trebui folosit termenul soț și soție. Husband and wife. No, spouse. Spouse sau partner. Evlavia ne ajută să definim păcatele după cuvântul lui Dumnezeu, din perspectivă divină și nu după părerea societății debusolate în mijlocul căruia trăim. Evlavia ia în serios cuvântul. Noi nu definim păcatul după ce vorbesc nebunii la televizor. Noi definim păcatul după ce vorbește înțelepciunea lui Dumnezeu descoperită în cuvânt. Asta face un om evlavios. Nu se uită după toate nebuniile din lumea asta, că se ajunge în curând la sapă de lemn. Evlavia plasează o faptă sau o acțiune în categoria păcatelor în baza cuvântului și a pericolului pe care îl prezintă fapta sau acțiunea respectivă. Nu în baza unui legalism rigid, așa cum alții ne condamnă. Frați și surori, Evlavia are o listă foarte lungă de păcate. Libertinismul are o listă foarte scurtă de păcate. Ce fel de om ești? Dacă vrei să fii om evlavios, păstrează lista de păcate după definiția Scripturii. Dacă ești un om ca lumea, o să te trezești într-o zi că lista e goală. Mă, nici asta nu-i păcat, nici asta nu-i păcat, nici asta nu-i păcat, nici asta nu-i păcat. Dar până la urmă o să te trezești că ce a fost cândva păcat acum e foarte bine și ce a fost foarte bine acum e ilegal. E ilegal să-i mai spui la bărbat soțule, să nu se jignească altcineva care stă lângă tine, să nu cumva să-ți fie ofensat. Nebunie mai mare încă mai sunt și o să vină și altele și mai mari. Un exemplu sau câteva exemple cum lucrează filtrul evlaviei în comparație sau în contrast cu filtrul libertin. Când vorbești despre alcool, știți ce e alcoolul? Alcoolul este substanța aceea care de obicei e lichidă, să bea. Probabil că unii o mănâncă, am auzit despre că ar mai fi pe undeva penticostal care o moaie în pâine ca să nu o bea, că în Biblie vorbește despre a bea. Și oamenii sunt ingenioși, domnule, nu, eu nu beau, frate. Dacă îl întreabă păstorul, tu beai? Nu beau, el o moaie în pâine. Așa. Alcoolul e substanța aceea care îți fură mintea. Îți fură mintea. Care te împiedică să mai judeci normal. Care îți tocește reflexele. Și nu mai poți să răspunzi la comenzile pe care creierul le dă imediat. Și guvernul, societatea, statul spune că ești un pericol, tu ești un pericol dacă ai puțin alcool în sânge și te urci la volan. Că nu mai ai reflexele și judecata cum trebuie. Când e vorba de alcool, filtrul libertin spune, e ok să bei, dar moderat. Moderat. Omule bun, dar nu fac rău nimănui. Așa zice. Dar nu fac rău nimănui, eu n-am treabă cu nimeni.
Eu când beau, beau numai când ajung seara acasă și după aceea mă culc. Nu-mi bat nevasta, nu-mi bat copiii. Atât, n-am cu nimeni nimic. Dimineața când mă trezesc, îs în regulă. Altul zice, dar eu nu beau mai mult de un pahar. E moderat. Ăsta e filtrul libertin. Că după aceea trebuie să definim termenul moderat. Ce înseamnă moderat? Păi, ăsta e un termen relativ. Păi nu știu cât e moderat. Câtă vreme mergi drept, pe când ți se împleticesc picioarele, când nu mai poți să faci echilibristică, cât e moderat? Păi la unul e moderat două pahare, la unul e moderat trei pahare, la unul jumătate de butoi. La cât? Cum definești? Observați? Libertinismul spune, e ok moderat. Evlavia spune, nu, alcoolul e pe lista mea de păcate. Eu am o listă lungă cu păcate. Și nu-i niciun păcat să ai listă lungă cu păcate. Asta numai diavolul a inventat acum, în ultima vreme. Că asta e o fățărnicie, că asta e legalism. Și asta e păcat, și pentru voi toate sunt păcat. Să fie cât de mult e păcat. Nu pierde omul când are lista lungă cu păcate. Încă mai sunt multe păcate în lista Evlaviei. Alcoolul e păcat, frate, eu nu mă ating. Nu-mi trebuie niciun pahar, nu-mi trebuie nici să-l gust, nu-mi trebuie, nu mă atrage, miroase urât și produce rezultate urâte. E un dezastru. Dacă nu știi cât de rău face alcoolul, vorbește cu unul care a fost alcoolic și a trebuit să cheltuiască mii de dolari la dezalcoolizare. Stai de vorbă cu el. Intimitate. Vorbim acum despre intimitate. Următorul, că am zis, dăm doar câteva exemple. La intimitate punem filtrul libertin și spune, intimitatea nu-i bună dacă tu ești într-o altă relație, că nu-i corect față de celălalt. Așa învățați de la televizor și de la internet și la Facebook. Mă, dacă ești într-o relație cu cineva, nu-i bine să umbli cu altcineva. Asta spune filtrul libertin. Câtă vreme ești într-o relație, mă, totuși. Dar acum, dacă ai greșit, măcar să mergi să spui că ai greșit și să îndrepți. Dar nu-i bine. Încă la ora actuală lumea consideră în felul ăsta. Ăsta e filtrul libertin. Evlavia, după cuvânt, spune, mă, asta e pe lista de păcate. Intimitatea e permisă numai în cadrul căsătoriei, între soț și soție. De acum înainte, nu-i suficient dacă spunem în cadrul căsătoriei. De acum înainte. E în cadrul căsătoriei între soț și soție. Intimitatea e permisă. Înainte de căsătorie nu-i permisă, în afară de căsătorie nu-i permisă și între orice altceva în afară de soț și soție nu este permisă. Asta spune Evlavia. Ce fel de om ești? Ce fel de tânăr ești? Ce fel de fată sau băiat ești? Ce fel de filtru pui? Nu vrei să fii evlavios, adică godly? Identitatea umană. Vorbim acum de identitatea umană. Asta e un subiect extraordinar. Filtrul libertin spune să poate schimba tot ce poate omul să schimbe. Despre identitatea umană. Filtrul Evlaviei spune despre identitatea umană, și am să o definesc, că orice schimbare e păcat. De exemplu, locul unde ne-am născut și țara în care ne-am născut, putem să-l schimbăm. Asta e parte din identitatea noastră. Unde te-ai născut? Am putut să ne mutăm în 20 de locuri de când ne-am născut, dar când e vorba de locul nașterii, mai nu putem să-l schimbăm. Unde m-am născut? În Lemniu, pe Valea Sumeșului. Dar unde Lemniu? Păi nu, e greu de găsit pe hartă. Că nu e nici măcar comună, e numai un sătuc, așa de aproape 200 de case, poate mai rămas 150 de când am plecat din România. Dar n-am ce face acolo, acolo m-am născut. E parte din identitatea mea. Nu pot schimba. Ei, cu asta nu se luptă nimeni. Bă, unde te-ai născut, n-are importanță. Apoi,
Culoarea pielii. Ce culoare ai? Alb, brown, e termenul Caucasian, Hispanic, black. Ce culoare ai? Păi, ce culoare am? Nu m-a întrebat nimeni înainte să mă nasc. Păi, cam cum am ieșit din pântecele mamei și cum a lăsat Dumnezeu pentru cei care cred în Dumnezeu, așa, eu sunt așa cum sunt, îs albu, îs între cei albi. Cei care s-au născut în Africa, majoritatea, îs negri. Cei care s-au născut în Asia Mică, îs brown. Cei care s-au născut în Japonia, în China și în alte țări asiatice, îs yellow sau galben. Alții se eschimoși. Nu putem să schimbăm. Nu putem. Asta e parte din identitatea noastră. Ei, dacă ar inventa cineva o operație sau o injecție ca să schimbe omul culoarea pielii, cred că s-ar schimba. Să dea o injecție și dintr-o dată unul alb să ajungă negru. Probabil că merge în Africa, își dă injecția și după aia să fie antidot când se întoarce înapoi. Sau un african când vine în America sau când merge într-o lume în care sunt discriminați, să-și dea injecția să fie alb. Nu este, e parte din identitate. Apoi genul cu care ne naștem sau sexul cu care ne naștem, feminin sau masculin. Nu m-a întrebat nimeni, mă, ce vrei să fii, bărbat, băiat sau fată? Eu am ieșit și am intrat în lumea asta bărbat. Asta e identitatea mea. Dumneata care mă asculți, ești ceea ce ești pentru că altcineva în afară de dumneata a hotărât să fii. Unii spun a hotărât natura, noi spunem că a hotărât Dumnezeu, că Dumnezeu creează viața. Dar altcineva a hotărât. E parte din identitatea ta, e parte din identitatea mea. Locul unde ne-am născut, culoarea pielii și genul, masculin sau feminin. Acum, filtrul libertin spune identitatea umană se poate schimba. Tu poți să schimbi identitatea. Măi, nu poți să schimbi unde te-ai născut, n-ai ce să faci. Asta e record, nu poți să te întorci înapoi, să te naști în altă parte. Asta nu se poate. Culoarea pielii încă nu sunt operații și nu sunt injecții. Nu poți să ți-o schimbi. Mă, dar sexul poți. Că sunt doctori deștepți cu capul pătrat care îți fac operații din astea. Și te duci bărbat la el în birou și ești femeie afară. Ia! Să fi vorbit de lucrurile astea când am fost eu copii. Ziceam că, bă, chiar că lumea e nebună. Dar iată că lumea nu se pare că e nebună, lumea zice că s-o înțelepții. Și în statul Oregon este lege care dă voie și copiilor de la 15 ani în sus. De la 15 ani în sus. E mare dezbatere în media. Urmăriți când ajungeți acasă. Google. Oregon State Sex Exchange sau Sex Change Surgery sau ceva în genul ăsta. Căutați, puneți niște cuvinte acolo. E zarvă mare în America. Că de la 15 ani în sus le dă voie. Adică, dacă copilul de 15 ani, fata, merge la școală și cineva se râde de ea sau cumva ea se uită în oglindă și zice, mă, eu nu mai vreau să fiu fată. Mie mi se pare că băieții o duc mai bine la școală și în viață. Eu vreau să fiu băiat. Păi, dragă, nu-i nicio problemă. Uite, avem 10 doctori deștepți la noi în stat. Și te face bărbat. Trebuie să aștepți un pic, depui un application. Oh, dar să plătești din banii taxelor. Nu-i nicio problemă. Pentru că statul nu vrea ca tu să te chinuiești ca și fată. Păi, săraca de tine, dacă tu suferi pentru că ești fată, te ajută statul să fii băiat. Ce așa mare lucru. Și dacă tu ești băiat, și într-o zi te-ai trezit că fetele o duc mai bine, păi cum să te chinuiești tu ca băiat? Noi te ajutăm. Depunem application, Medicaid. Te ajută guvernul. Și îți faci operații, dragul meu. Să fii fată. Că fetele, da, ele-s domnișoare. Tu,
Tu trebuie să fii bărbat. Și tu nu poți, că ești mămăligă. Tu vrei să fii fată. Doamne, că mi-e și greu. Mi-e și greu să vorbesc despre lucrurile astea. Dar trebuie să le vorbesc, că unii s-or mai trezi dintre pocăiești. Nu că ar vrea cineva să facă așa ceva. Mă gândesc că nu vrea nimeni. Și dacă o vrut până în seara asta, să-și bage mințile în cap și să-i dea Dumnezeu pocăință, că e o mare nebunie și o mare prostie. Dar asta se întâmplă în lume. Și dacă noi știm ce se întâmplă în lume, noi ne pocăim mai mult, fraților. Noi ne pocăim mai mult. Că diavolul acum a intrat într-o lume, luptă spirituală cu biserica. Aici e un război spiritual, fraților. Nu e numai politică. Aici se lucrează la desființarea căsătoriei. Căsătoria să fie orice și nimic. Ca acum băieții și fetele în lumea în care trăim nu mai vor să se căsătorească. Nu mai vor. Îs boyfriend și girlfriend, au relație împreună, apoi trăiesc în relația asta câțiva ani și după câțiva ani they pop the question. Adică explodează sau sare sau nu știu exact cum se traduce. Apare întrebarea: dragă, nu crezi că ar fi bine să ne căsătorim? Mă, acum după 5 ani de zile, noi în aceeași casă, în același pat, avem și 2 copii, păi nu-i bine nouă să stricăm relația asta, să o stricăm pentru o căsătorie? Păi ce să ne mai căsătorim? Și căsătoriile sunt tot mai puține la oamenii normali. Pentru bărbații care iubesc femei și pentru femeile care iubesc bărbați, tot mai puțini vor să se căsătorească, ca să nu-și ia obligații. Dar auzi că ăia se luptă să căsătorească. Ei vor neapărat să căsătorească. Dar ăștia care sunt normali, ăștia nu vor să căsătorească. O mare parte. Vedeți că lumea e întoarsă pe dos. Se urmărește redefinirea căsătoriei și desființarea căsătoriei complet. Definiția căsătoriei, cu ideea asta am să închei. Definiția căsătoriei conține 3 trăsături care o identifică corect. Și vă rog să fiți foarte atenți, să rețineți lucrul ăsta, că e important. Asta ne ajută să înțelegem lupta diavolului de afară. Căsătoria are de-a face cu durata. Căsătoria are de-a face cu exclusivitatea. Și are de-a face cu un scop profund. Sunt trei trăsături care identifică, care descriu căsătoria într-un mod corect. Durata, ce spunem noi despre durată? Cât trebuie să dureze o căsătorie? Toată viața. Exclusivitatea, ce spunem noi despre căsătorie? Între cine îi permisă căsătoria? În mod exclusiv. Între un bărbat și o femeie. Băi, voi sunteți exclusivi, mă, voi discriminați. Da, suntem exclusivi. Că așa ne-a făcut Dumnezeu. Și așa scrie Biblia. Între un bărbat și o femeie, exclusivitate. Și apoi un scop profund. Procreiere, în primul rând, așa a lăsat Dumnezeu. Familia să se pună împreună pentru procreiere și apoi pentru crearea unui mediu în care să se dezvolte caracterul viitoarei generații. Așa a lăsat Dumnezeu de la început. Există un scop profund în căsătorie. Acum, durata în ultimii 50 de ani a fost atacată de cel rău. Durata nu mai e pe viață. Cât e căsătoria? Păi cât merge bine, cât îmi place, cât ne înțelegem. Păi în momentul în care nu mă mai înțeleg, dar de ce să mă cert eu fiecare zi cu soția dacă nu mă mai înțeleg? Păi în loc să mă pocăiesc, mai bine mă despart și mă cert cu cealaltă mai târziu. Nu? În loc de pocăință. Durata căsătoriei a fost atacată. Deci căsătoria pentru lume nu mai este o unitate, un legământ pe viață. E un legământ pentru cât îmi convine mie, pentru cât e profitabil pentru mine. Exclusivitatea între un bărbat și o femeie e atacată. Și nu mai există exclusivitate. Scopul profund e atacat. Nu mai e nevoie de căsătorie pentru procreere și pentru un mediu
unde să crească copiii. Că pot crește copiii și în altă parte și poate să crească oricine copiii. Și atunci, dacă această instituție nu mai are durată pe viață, nu mai are exclusivitate, nu mai are un scop profund, ce mai este căsătorie atunci? Nimic. Nimic. Analizați orice instituție din lumea aceasta care are valoare. Orice instituție are durată, are exclusivitate, că dacă include pe toată lumea, ce ai făcut? Nu mai are valoare. Nu se mai poate identifica. Cum ar fi biserica să fie adunarea tuturor oamenilor și a oricui care vrea să vină sau să meargă la biserică? Nu sunt restricții, nu este nicio clauză de exclusivitate, nu-i nicio obligativitate din partea membrilor, nici a instituției. Îi pentru toată lumea și pentru nimeni. Ce e biserica? Cum definești biserica? Orice instituție trebuie definită cumva și are câteva trăsături de caracter de bază. Familia le are pe acestea și diavolul le atacă pe fiecare. Și scopul diavolului este să desfințeze prin aceasta căsătoria, să o desfințeze. Și căsătoria și familia să nu mai fie nimic. Ăsta este scopul. Da. Guvernele au creat familia. Societățile au inventat familia. Cu ce se începe? Cu familia. Familia a creat-o Dumnezeu. Cum s-a spus de atâtea ori de la Amvon, de aici, familia nu va putea desfința nimeni. Că nu a creat om, a creat-o Dumnezeu. Și familia e baza oricărei instituții. N-ar fi guvern dacă n-ar fi familii. N-ar fi state dacă n-ar fi familii. N-ar fi orașe dacă n-ar fi familii. După definiția dată de Dumnezeu. În seara aceasta, eu sunt chemat și dumneata ești chemat să fim mai evlavioși. Caută să fii evlavios. Ce filtru vrei să folosești pentru învățătură, pentru idei, pentru concepte? Ce filtru vrei să folosești pentru viața ta? Un filtru libertin, al libertinismului religios și spiritual, sau un filtru al evlaviei? Vrei, n-ai vrea să fii un om evlavios, o femeie evlavioasă și cucernică? Nu am vrea noi, văzând nebunia din lume, n-am vrea noi să fim mai evlavioși? Fraților, noi ar trebui să fim mai stricți acum. Pentru că ce se întâmplă în lume confirmă că avem dreptate, fraților. Și avem dreptate nu pentru că zicem noi, ci pentru că strigă Evanghelia. Ce se predică de aici și ce s-a predicat de 20, de 30, de 50 de ani, e dovedit că e adevărul lui Dumnezeu privind la ce se întâmplă în lume și la diavolul care strică societatea. Noi acum ar trebui să ne pocăim mai mult, să fim mai evlavioși, să fim mai stricți cu noi înșine, să fim mai aproape de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș dori să facem o rugăciune de mulțumire în seara aceasta. Nu știu cât de mult putem să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem evlavioși. Dar sunt convins că putem să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem credincioși. Și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute El să fim mai evlavioși.